Bună ziua! Astăzi facem salam de biscuiți cu marshmallow și ciocolată. Acesta este salamul nostru. O bunătate de salam. Cum să vedem ingredientele. Avem nevoie de 60 de grame de ciocolată, 150 de grame de marshmallow, 200 de grame de unt, 200 de grame de biscuiți. Biscuiți făcuți în casă de mine. Rețeta, dacă vreți, o găsiți pe YouTube. Am să las și link de desubt. 200 de grame de nuci, alune, 100 de grame de stafide, vanilie sau rom, esență de care vă place, 10-20 ml. Și ne mai trebuie încă 60 de grame de marshmallow. Astea o să le tăiem bucăți și o să le punem în interior. Vasul nostru, 60 de grame de ciocolată. Punem pe abur să se topească. Ciocolata e aproape topită. Acum adăugăm și untul. Lăsăm să se topească. Untul s-a topit. Acum adăugăm marshmallow. Marshmallow s-a topit și el. Acum o să luăm de pe foc și o să dăm deoparte. Am dat de pe foc. Marshmallow s-a topit. S-au amestecat toate trei. Ciocolata cu untul și cu marshmallow. Acum adăugăm stafidele. O 100 de grame de stafide. Adăugăm și alunele sau nucile, ceea ce vă place. Compoziția este caldă. Eu o să pun într-un alt bol să se mai răcească. Adăugăm și esență de vanilie, de rom, ceea ce ne place. Acum o să punem biscuiți europeni. Și marshmallow, adăugăm și pe el bucățele. Acum amestecăm tot.
Am amestecat bine. Și acum o să punem pe foaie de foc și o să lăsăm să se întărească. O să răsturnăm toată compoziția aici. Și o să-i dăm forma de salam. Să semene într-adevăr cu un salamior, o să-l legăm. Și o să-l strâng. Și ce este salamul, îl lăsăm la răcit și după aceea îl pudrăm cu zahăr, cu zahăr pudră. Am scos de la frigider și acum desfacem. Cu zahăr pudră. Acum îl învelim în folie transparentă și îl dăm la rece. Acesta este salamul nostru, vă arată așa, când îl vom tăia. Salamul nostru de biscuiți este gata. L-am lăsat toată noaptea în frigider. Așa arată. Vrem să vedem cum arată. Salam de biscuiți cu marshmallow, cu bomboane gumoase. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la următoarea rețetă. La revedere! O zi bună tuturor!